Noul cod al muncii prevede sporuri de 175% pentru cei care fac ore suplimentare și cărora patronii nu le acorde zile libere. Pentru munca în weekend, angajații ar urma să primească 75% în plus față de o zi obișnuită. Managementul companiilor ar trebui să nu mai abuzeze de orele suplimentare. Asta până la urmă e o sancțiune. Trebuie să țină cont de faptul că lucrătorul are și el viață de familie, copii. Legea propusă de sindicate nu este însă deloc pe placul investitorilor străini ajuns și la noi. Camerele de comerț și industrie germană și franceză susțin și că sindicatele vor să reintroducă un contract colectiv de muncă la nivel național. De asemenea, noul cod al muncii nu mai prevede obligația salariatului de a nu face concurență companiei în cazul în care placă la o firmă rivală. Pentru un investitor care creează locuri de muncă, acest lucru înseamnă lipsa de siguranță de drept. Altă modificare importantă ar fi negocierea patronilor cu sindicatele a criteriilor de performanță pentru salariați. În plus, dosarul de pensionare ar trebui să fie întocmit de către companie și nu de persoană, așa cum e acum. Documentul a atras critici vehemente din partea mai multor investitori care avertizează cu închiderea afacerilor și concedieri masive. Până una alta, propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Senat și este acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.